Vorbind de clișee în lumii dezvoltării personale, unul dintre cele mai răspândite, desigur, este faptul că trebuie să ne folosim intuiția, să ascultăm vocea noastră interioară. Dar cât de fiabilă este această voce? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru performanță de multe ori trebuie să luăm niște decizii fără să avem toate datele la dispoziție, intuiția este într-adevăr un element important. Intuiția, știi că mi place să descopere etimologia cuvintelor, vine din latina intuition, intuiție. Tuition înseamnă a înveța, de exemplu, în facultățile americane se plătește tuition fee. Deci, intuiție înseamnă a înveța de înăuntru. Aș putea spune, apropo, că educație înseamnă exducere, deci un maestru adevărat e cel care scoate înțelepciunea de înăuntru, dar asta e alta discuție și poate deja am vorbit pe tema asta. Deci, ideea este, e adevărat, înăuntru de noi este o cantitate infinită de cunoștințe. Noi am deja am vorbit despre faptul că dacă am putea să ne conectăm la un universul al cunoașterii, am putea să avem acces la toată știința din lume. Dar există o problemă. Orice animal știe perfect ce are de făcut și are o busolă internă care îi spune exact ce trebuie să mănânce, ce trebuie să nu facă, cum trebuie să vineze, etc. Și noi avem această busolă internă. Dar, din păcate, este așa de stricată și bombardată de informații că nu mai știi când ceva, vocea ta interioară este într-adevăr a ta sau a venit de la televizoare, de la părinții, de la prietenii, de la vedete, de la cine știe ce. Deci avem o problemă în a recunoaște această voce, mai ales că este riscul, și se întâmplă din păcate de multe ori, să luăm pe o intuiție genială orice prostie care ne trece prin cap. Deci trebuie să avem mare grijă în sensul ăsta. Cum se procedează? Chiar ieri eu discutam despre faptul că orice întreprinzător este un nebun cu o viziune și, într-adevăr, orice idee, la fel ca orice intuiție, la început e foarte vagă, foarte imprecisă. Dacă te iei de ea, e foarte ușor să o omori, această intuiție, și poate este într-adevăr o idee genială. Nu există o soluție, dar există multe tehnici și eu cred că metoda cea mai bună este cea pe care se folosește în brainstorming. Nu știu dacă te-ai băgat vreodată, dar când vrei într-adevăr să accesezi la intuiția, la cunoașterea ta interioară, există o metodă care e foarte simplă și foarte eficientă. Să interzici orice fel de critică. Știi, noi știm toți și poate vorbim mâine de tema asta, despre faptul că de multe ori tu ai o idee, vorbești cu niște prieteni care imediat fac mișto de tine și spun că e o prostie, că nu va avea nicio șansă, cum te-a venit în minte așa ceva și tu te coboară energia, am discutat de chestia asta și omori ideea, când de fapt poate era ceva într-adevăr inovativ și genial. Pentru că, cum am zis ieri, de multe ori ideile geniale au declanșat scepticismul. Problema este că primii care distrug ideile când sunt mici, distrug ideile de la bun început, suntem chiar noi. Ne vine în minte ceva și avem alta voce care zice, ce prostia asta, nu, cum să te vine în minte, cine ești tu să faci așa ceva? Și omorim ideea. E poate aia era chiar voce pe care aștepta. Deci, ca sfat, de obicei se face în grup, dar când îl faci pentru tine, poți să-l faci foarte frumos, fără nevoie de orice alt
alta colaborare. Ai o problemă de rezolvat, îți vine vreo idee foarte vagă, foarte mică, foarte imprecisă. Bine, pune pe hârtie tot ce te vine în minte despre ideea respectivă, sau mai simplu, vorba este că acum toți avem la dispoziție un telefon, un registrator și spune tot ce vine în minte cu condiția strictă de a nu bloca, a nu critica nicio idee. Chiar fa un efort pentru a spune lucruri cele mai timpite, cele mai nebune, cele mai nesimțite, cele mai irealizabile, cele mai imposibili. Eu garantez că după un șir de idei nebune, nerealizabile și imposibile, la un moment dat o să ai acel ha-ha, că zici, stai un moment, asta chiar poate nu este așa de nebună. Și pune niște idei cum, ca o glumă, cum ar putea fi pusă în practică. Toate ideile, într-adevăr, geniale au început așa. Cu cineva care a refuzat să omoară ideea de la bun început, s-a folosit intuiția, pentru că intuiția vine de înăuntru, discutam despre alte chestii în sensul ăsta, și în loc de a omori ideea, i-a pus un pic de apă, i-a pus minerale, a ranit și ideea a crescut și a devenit ceva concret. Deci, încearcă acest joc. Eu sunt sigur că ai mult înăuntru de tine care așteaptă să se dezvolte. Dar e frica să iasă, pentru că e frica de critica ta, e frica de negativismul tău. Lasă-l liber, din curiozitate. Nu ești obligat să realizezi nimic. Dar joacă-te un moment. S-ar putea să fii foarte surprins. O zi bună în continuare.